Câți dintre voi au trecut prin acele momente când o simplă durere de dinți v-a dat planurile peste cap? Durerile dentare apar pe neașteptate, atunci când nu ești pregătit pentru o urgență dentară. Cel mai grav este atunci când durerea cruntă apare la miezul nopții, când sunteți departe de casă sau în altă situație dificilă, iar vizita la stomatolog nu este accesibilă în acele momente. Vestea bună este că dacă apelăm la unele remedii din farmacia bunicii, putem să facem față durerilor sucăitoare. Noi am scotocit prin farmacia cu leacuri de la bunica și vrem să ți le împărtășim și ție. Rămâi până la final și privește acest video, iar dacă ești pentru prima oară pe canalul nostru, abonează-te și apasă clopoțelul pentru a fi mereu înștiințat când apare un video nou. În continuare, ți-am pregătit câteva remedii care la sigur măcar unul dintre ele îl ai prin casă și nu este necesar să alergi la farmacie după analgezice. Oțetul de mere. Înmuiați un tampon de vată în oțet de mere și aplicați-l în locul dureros. Puteți încerca și cu oțetul de uz casnic. Tinctura de propolis. Putem aplica două picături de tinctură direct pe dintele dureros sau un tampon umezit cu 3-4 picături de tinctură de propolis. Acesta are de asemenea efecte antiinflamatoare și antiseptice și poate fi folosit și în caz de gingivită și parodontoză. Tinctură de smirnă. Smirna distruge bacteriile și reduce inflamația. Tinctura se pregătește cu o linguriță cu pudră de smirnă, dizolvat în aproximativ 400 ml de apă, aproximativ 30 de minute. Apoi se strecoară și se lasă lichidul la răcit. Se fac clătiri cu o linguriță de tinctură în aproximativ 100 ml de apă, de 6 ori pe zi. Argila. Argila este antiseptică și antiinflamatoare, astfel că va da rezultate în cazul durerilor de dinți. Formați o pastă din argilă și apă, apoi aplicați pe dinte. Cataplasma aplicată pe locul dureros, la exterior, are rezultate. Stați cu ea o oră după care vă puteți clăti. Ceaiul de salvie. Făți un ceai de salvie, apoi lasă-l să se răcorească. Atunci când ajunge la temperatura camerei, clătește gura bine cu băutură până o termin pe toată. Uleiul esențial de arbore de ceai. Aplicarea locală a uleiului esențial de arbore de ceai nu numai că ameliorează durerea, însă previne și gingivita și alte boli ale gingiilor. Rădăcina de ghimbir. Luați o bucată proaspătă de ghimbir și mestecați-l puțin. Peroxidul de hidrogen. Clătiți-vă gura cu puțin peroxid de hidrogen. În cazul în care gustul este prea neplăcut pentru voi, încercați diluarea cu puțină apă. Remediu cu pătrunjel. Mestecă puțin pătrunjel proaspăt de mai multe ori pe zi. Acest truc te va ajuta să ameliorezi durerea simțită, dar și să îți reîmprospătezi respirația. Uleiul de cuișoare. Ca să calmezi durerea de dinte sau de măsea, tot ce trebuie să faci este să pui una sau două picături de ulei de cuișoare diluat cu apă pe o dischetă de machiantă și să o aplici pe zona cu probleme. Frunzele de mentă. Mestecați frunzele proaspete de mentă. De asemenea, puteți utiliza și frunze uscate. Sucul din iarbă de grâu. Extrageți sucul din iarbă de grâu. Tulpinele de aproximativ 5 cm pot fi zdrobite în blender și folosiți-l pentru a vă clăti gura. Va absorbi toxinele din gingii, va reduce proliferarea bacteriilor și va menține infecția sub control. Dacă doriți, puteți pur și simplu să mestecați iarba. Zâmbetul este cartea noastră de vizită, iar o dantură frumoasă și sănătoasă nu atrage doar atenția, ci te face să arăți și mai tânăr. Ai grijă de tine și de sănătatea dinților tăi!